Tu te numești cum? Raul. Raul din Satu Mare, parcă ai spus, da? Raul, să știi că eu am mai făcut secvența asta. Adică am mai trăit-o, în sensul că m-am măsurat așa copii și le-am făcut așa cum mă vezi tu pe mine, cu telefonul în față, și am făcut lecția îndată. Acum, tu ce note ai la clasă? Cam în ce nivel te afli? Aha, la bijectivitate. Subjectivitate, injectivitate. Am media 9. Am media 9. Ești un băiețel bun, bun. E clar că putem avea o discuție frumoasă. 1. Pornim repede la treabă, că nu-i timp de pierdut. Ce se întâmplă la Târgu Mureș? Ați ieșit în stradă? Ieșiți și voi? Mare. La Satu Mare. Nu, cred că fost. Da. Tu la colegi? Nu te-ai băgat. La colegi ai spus că există prof online, știu, de colegii de mine? Da, la prof. Da? Ai mai spus pe aici, pe acolo, da? Bine. Să faci, uite, să o faci acum și să spui că prof online ți-a răspuns și să o faci și la alte clase. Băi, este omul ăsta, face ceva pentru noi. Hai să încercăm să răspândim ideea. Că tot secretul este ca până una alta, până guvernații ne-o lua în calcul, să încercăm noi din gură în gură să ne reușim să asigurăm șanse egale cu tuturor copiilor. Ca asta este ideea. Bine, hai pornim, te rog. 3 4 deci 3 ori 4 la puterea x. 2 ori 9 la puterea x. 2 ori 9 la x. Egal cu 5 ori 6 la x. Eu totdeauna fac ieșițile cu cei cu care stau de vorbă. Adică eu am convingerea că tu ai o idee mai bună decât așa avea eu. Te rog să încerci. Spune, cam ce ai încercat aici? Așa, perfect. Deci echivalent cu? A spune, 3 ori 2 la 2x. Bun, 2 la 2x. 3 la 2x. Trei ori 2, sigur că da. Adică 3 la x, ori 2 la x ar veni. Așa. Și iată, să încercăm să vedem ce sesizezi peste tot, ce grad ai peste tot. 2x. Da? Fiind 2x, primul are 2x, al doilea 2x și al treilea de după egal, tot 2x, că x plus x face gradul tot 2x. Cum se numește o astfel de ecuație exponențială, când avem același grad peste tot? Omogenă. Deci e omogenă. Zicem minus egal 0, ca să nu mai pierd timpul, să mai scriu odată. Minus egal 0. Ai înțeles? Adică am dus tot un membru stâng. Uite de la tablă, că na, tu ai șansa asta, mă vezi acum ce fac eu. Bine. Și acum ce crezi că o să facem? Împărțim această... Împărțim la 2x sau 3 la 2x. Deci 2 la 2x sau 3 la 2x. Hai să zicem 2 la 2x. Deci împărțim totul prin 2 la 2x. 3 plus 2 ori 2 ori 3 la 2x sau 3 supra 2 tot la 2x. Așa, 3 pe 2 tot la 2x minus 5 ori 5 ori 3 la 2x. Păi 3 la x ori 2 la x supra 2 la 2x, să duce un 2 la x cu un 2 la x și rămâne 3 pe 2 totul la x. E bine? Deci tu aici ai avut 3 la x ori 2 la x și fiindcă am pus la numitor 2 la 2x, se împarte, nu? Scădem exponenții și rămâne 2 la x jos. Și atunci am 3 pe 2 totul la x. Ei, observ că e totul organizat foarte tare, foarte interesant. Am 3 pe 2...
Perfect, așa și fac. Și atunci ce rezultă? Rezultă 3 plus 2t pătrat, da. Minus 5t egal 0, echivalent cu? Hai să organizăm. 2t pătrat. 2t pătrat minus 5t plus 3 egal 0. Pe 1, 2. Pe 1, 2 egal cu 5 plus minus... Radical din 25. Da? Radical din 25 minus 4 ori 2, 8 ori 3, 24. Da? Supra 2a, 4. Păi delta, tu faci de o parte, delta? Da. Dar nu mai facem, suntem în clasa 10, facem de dată. Deci am zis repede, 25 minus 4 ori 2, 8 ori 3, 8 ori 3, 24. Da? Și T1 va fi egal cu, T1 egal cu 5 plus 1 pe 4, 6 pe 4, cât vine? 3 pe 2? Și T2-ul? Alo? 5 minus 1, 4 pe 4, 1. Deci cele două variante sunt 3 pe 2 și 1. Ne întoarcem la substituții, generateu. Și avem 3 pe 2. X. 3 pe 2. Cu 1. Așa. Și cealaltă variantă, 3 pe 2 totul la X. Egal cu 1. Rezultă că X egal cu 0, nu? Bine, X2. Deci cele două soluții sunt 0 și 1. Da? Da. Ei, hai să zic un lucru. Această ecuație e clasică. Deci ea este de un model știut. E modelul omogen. Și atunci n-ai deloc emoții la așa ceva. Când ai văzut peste tot, că poți să ai gradul 2x peste tot, se duce într-un singur membru, se împarte ori prin 2 la 2x, ori prin 3 la 2x, merge și prin 3 la 2x, tot același lucru, tot e quasi gradul 2, tot același lucru, numai că nu am fi avut 3 pe 2, ci am fi avut 2 pe 3. Da? Și soluția la același x ajunge, nu în capul discuții. Te rog, acum, dacă mai ai alte ghișițiu, dacă nu am eu. Îl cauți. Zi-o. 2 la lg din x, da? X minus 8? X minus 8 în paranteză, cum, așa cum scrie eu? Uite-te la tablă. Deci 2 la lg... Totul la 1 pe lg din 2? Din 2, așa? Uite-te ca să nu scriu prostii și să muncească de aiurea. E bine, da? Deci 2 la lg din x plus 8. Sigur, în lg nu-i logaritm baza 2 cumva? Așa scrie. Ia să vedem dacă ne vine vreo idee aici. Îmi se pare destul de interesant. Tu ai nu, ăsta nu e într-un model, acum. Ecuația asta care mi-ai dat-o nu e într-un model clasic, ca să mă pot duce din prima. Trebuie să analizăm aici ceva care să-mi permite mie să mă apuc de lucru. De regulă, la astfel de ghișiții, soluția este ceva care să meargă logaritmul acela rapid, deci mă gândesc, apoi x minus 8 trebuie să fie mai mare ca 0, că n-ar avea rost baza acolo, și să așteaptă un x care e în legătură cu logaritmul. Bună oară, eu aș zice că x egal cu 10. Să încercăm. X egal cu 10 dacă merge. Deci ghicim soluția și primul o să analizăm. Și atunci cât vine? 2... 2 la 1, da? Plus 8. Plus
2 la 1 pe 2 la puterea 1 pe logaritm 2, da? Nu mi-a dat egalitate, din păcate, sesizez că lucrurile nu sunt chiar în regulă. M-am dus eu pe i, văzând că e logaritm baza 10, m-am dus pe x egal cu 10. Dar am lăsat în urmă 1 pe logaritm de 2, care rămâne aici. Vezi că e logaritm de 2. Ar trebui să fie cu un logaritm de 2 în partea asta. Nu-i treaba chiar simplă. Acum, 2 la logaritm din 2, aș mai putea să-l scriu așa. 1 pe logaritm din 2, hai să continuăm un pic să vedem ce mese de aici. Dacă mese vreo chestii. Deci vine 2 la puterea, dar nu e egal asta. Se vede că nu e egal. Am și tăiat egalul dinainte. Dar vreau să-l mai prelucrez aici pe eu. Din 2 la puterea, 1 pe logaritm din 2 înseamnă logaritm din 2. Totul la puterea cât? La minus 1, nu? Adică 1 pe x, cum mai poate fi scris? 1 pe x se scrie ca fiind egal x la minus 1. Atunci vine logaritm din 2 totul la puterea minus 1. Da? Totul la puterea minus 1. Nu pot aplica proprietatea aceea ca să iese minus 1 în față, că nu-i 2 la minus 1. Deci este destul de complicat. Deci aștept aici să fie altceva. Deci eu aș fi așteptat aici, în negheșițiul ăsta, să fie logaritm baza 2 la nivelul ăsta. Altfel apare o ecuație ciudată de tot. Nu intru într-o situație clasică. Și apropo de situație clasică, iată dacă îți dau ecuația asta. 3 la x plus 4 la x egal cu 5 la x. Aceasta este... La mine te-ai uitat, nu? La videoclipul meu. Da. Ți-am dat-o pe asta care e mai simplă acum. 3 la x plus 4 este egal cu 5 la x. Și ți amintești cum am zis eu acolo? Asta e poanta, că tu zici împărțim la 5 la x. Merg așa, merg în rata. 5 la x. Ia să vedem ce rezultă de aici. Echivalent. Perfect. Plus. Da. 1, sigur. Perfect. Deci notăm f de x funcția, relația din stânga. 3 pe 5 totul la x plus 4 pe 5 totul la x, da? Da. Și te rog să continui, că ne ducem bine pe culoarul ăsta. Deci funcția este compusă din alte două, care luat independent fiecare, funcții strict descrescătoare, nu? Dacă zicem f1, hai zicem f1 de x egal cu 3 pe 5, totul la x, apoi f2 de x egal cu 4 pe 5, totul la x, datorită faptului că baza e subunitară, nu mai mică decât 1, atât f1 cât și f2 sunt strict descrescătoare. Deci f1, virgulă f2, strict descrescătoare. Suma a două funcții descrescătoare este o funcție strict descrescătoare și ea. Deci înseamnă că F, care este F1 plus F2, strict descrescătoare. Și funcțiile strict monotone, cum sunt? Funcțiile strict monotone sunt injective. Da? Alo? Mă auzi?
Ai tăcut. Ai tăcut? M-am avut impresia. Poate la mine. Funcțiile strict monotone sunt injective. Da? Deci asta, F este injectivă. Ce înseamnă că e injectivă? Nu există două valori distincte pentru... Nu? Atenție. Cel mult o rădăcină, da? Deci nu există X1 diferit de X2, așa încât F de X1... Așa. Nu există două valori distincte pentru care să avem egalitatea F de X1 egal cu F de X2. Cum noi sesizăm că X egal cu 1 este soluție, cum X egal cu 1 soluție, deoarece F de 1 cât face? F de 1 egal cu 3 pe 5 plus 4 pe 5 plus 4 pe 5. Nu X egal cu 1, X egal cu 2. Pardon. X egal cu 2 e soluția. Pentru că 3 pe 5 la a doua plus 4 pe 5 la a doua face 9 pe 25 plus 16 pe 25. Și face 25 pe 25 și face 1. Da. Deci vezi că am găsit... E 9 pe 25 plus... Nu, e de 2. E de 2. Corect. 9 pe 25 plus 16 pe 25 face 25 pe 25 face 1. Exact cât avem noi. În ecuația asta, nu, F de X egal cu 1. Înseamnă că am găsit soluția, am descoperit-o și cum am asigurat unicitatea, că nu sunt două valori ca să facă 1, ci una singură. Înseamnă că X egal cu 1 este soluția, X egal cu 2 este soluția căutată. Terminat exercițiul. Nu știu dacă urmăriți, mai poate face și într-un alt mod. Adică vedem, asigurăm existența soluției, adică vedem pentru X egal cu 2, verifică, da? Verifică că se întâmplă 3 la a doua plus 4 la a doua egal cu 25 la a doua și arătăm unicitatea acum. Unicitatea. Presupunem că există X1 mai mare ca 2 soluții. Deci presupun că exista un X1 mai mare ca 2. 2 am văzut. Dar de unde știm că nu mai există și altele? Presupun că există una mai mare ca 2. Și atunci, cum X1 mai mare ca 2, 3 pe 5 la X1 e mai mare decât 3 pe 5 la a doua. Da? 3 pe 5 la X1 e mai mare, mai mare sau mai mic? Mai mic. Mai mic, e corect. Că se schimbă sensul inegalității datorită faptul că e bază subunitară. Da? Și 4 pe 5 de desubt, 4 pe 5 la X1, este mai mic decât 4 pe 5 la a doua. Trag liniștile adun și urmează 3 pe 5 la X1 plus 4 pe 5 la X1 mai mic decât 3 pe 5 la a doua plus 4 pe 5 la a doua plus 4 pe 5 la a doua, care face 1, nu? Dar asta fiind și X1 soluții, presupune că există X1 soluții, deci verifică. 3 pe 5 la X1 plus 4 pe 5 la X1 face tot 1. Și am ajuns la o trăznaie. Am ajuns că 1 e strict mai mic ca 1. Nu? Fals. Să nu mai îndrăznesc să presupun eu că există vreo soluție mai mare ca 2. Deci mai mare ca 2 sigur nu există. Analog arăt că nici mai mică ca 2 nu există. Și atunci singura care o iau în discuție este cea care verifică că am descoperit-o, 2. Deci există o altă modalitate de a arăta unicitatea soluției. Tu ai mers foarte bine pe ideea injectivității și unicitatea e și de aici. Injectivitatea asigură. Nu sunt două valori distincte care să facă același lucru, aceeași imagine, să facă unul. Și cu asta am terminat povestea. Îți las acum ca temă, sau dacă vrei, hai să gândim un pic la un exercițiu frumos, că l-am în minte acum, repede. Mai provocat. Hai să discutăm acum.
Carlota, el nu mai are? Deci, e pace? El nu mai are? Tu mai ai? Nu mai ai. Nu. Patru logaritmi în baza 1 pe 2 sin de 2x ori logaritmi în baza 1 pe 2 sin de 2x din cos de x egal cu 1. Deci 4 logaritmi în baza 1 pe 2 sin de 2x ori logaritmi în baza 1 pe 2 sin de 2x sin de 2x. Nu. Logaritmul baza 1 pe 2 sin de 2x din sin de x. Ai avut dreptate, am uitat să spun. Din sin de x. Ori, logaritmul baza 1 pe 2 sin de 2x din cos de x egal cu 1. Ai vreo reacție? Îmi vine în minte un lucru. Cu ani în urmă, se întâmplă asta prin 95, am făcut o tabără națională de matematică, unde erau copii numai premiul 2 și 3. 1, 2 și 3. Și acolo, mă rog, am avut o discuție cu un profesor, mă preocupa pe mine un parte din matematică, din geometrie, locuri geometrice, ai auzit locuri geometrice? Și atunci am zis să facem o lecție împreună, la două baghete. Și am făcut chestia asta, am făcut-o cu profesorul acela de la, parcă de la Buzău era, și trebuie să spun că am început eu și am zis pe rând fiecare, mă rog, când simte că ar avea o intrare în lecție, o va face și dezvoltăm și desfășurăm bine problema aceea. Ei bine, o dezbatem cum trebuie. Ei bine, când am început eu, el a spus, domnul profesor, dumneavoastră aveți ideea, poftiți primul aici. Așa am făcut și am început să spun, problema asta și asta și asta, aveam și eu în minte vreo 3-4 probleme. Când le-am dat-o, mi-a spus, rezolvat. Înțelegi? Adică atât erau de valoroși, na, locul 1 și 2 pe fiecare județ, erau super valoroși, super valoroși. Așadar, asta este o ecuație frumoasă, foarte interesantă, nu într-un model, atenție, nu se încadrează în model de lucru. Când a fost în America, acolo, dacă te duci, o să vezi foarte multe ecuații de astea exponențiale și logaritmice pe care le-am făcut din state, fără să mai se cadreze în standard. Deci ecuații care ies din tipar. La acestea trebuie doar inventivitatea ta să te ajute ca să ieși din încurcător. Aici, dacă stăm la logaritm, tu ai făcut ceva la logaritm, nu? N-ai făcut nimic deocamdată? A, dar logaritmul l-ai înțeles așa când le văzut în egeșițiul ăla acolo. A, dar numai la exponențiale sunteți acum? Ecuații speciale. Dar exponențiale sau logaritmice? Și logaritmice, da? Da. Îți rămâne totuși, te gândești la asta, te gândești tu la ecuația asta și când cu colegii tăi dai de capăt, mă suni, bine? Dar nu uita să suni și colegii tăi, să-i suni și să le spui că ai stat de vorbă cu prof online. Bine, la revedere! S-auzi!